Din cauza caniculei și a secetei din Maramureș au apărut deja primele cazuri în care cetățenii sunt nemulțumiți de lipsa apei sau de raționalizarea ei. O astfel de situație s-a semnalat la Cupșeni, unde mai mulți oameni s-au adunat în fața primăriei pentru a reclama faptul că nu au apă la rețeaua publică. Prefectul Rudolf Stauder a precizat că în mai multe OAT-uri autoritățile locale au limitat consumul de apă. În aceste zone unde sunt captări de apă sau trag apă din puțuri, în aceste zone deja au început să fie probleme. Și atunci unele OAT-uri deja au luat unele măsuri pentru a face un program de orar, postirea apei, dimineața 4 ore, jumătatea 4 ore, cum au fost și cei de la Tăuții Măghierăuși. Cred că acest lucru se va implementa și la Cupșeni și probabil încă în câteva comune. M-am înțeles că mai este și la Groții Zibreșului probleme. În județul nostru deocamdată o singură primărie a făcut o solicitare către prefectură pentru livrare de apă de către ISU Maramureș și urmează să fie stabilit exact momentul în care acest lucru urmează să fie pus în practică. Încercăm să-i ajutăm. Dacă noi primim, de exemplu, de la comitetele locale pentru situații de urgență solicitări împreună cu cei de la ISU, noi putem să îi sprijinim să le livrăm apă dacă au nevoie. Am avut o solicitare de la cei de la Mireșu Mare și acolo deja lucrurile așteptăm să ne spună când vor să le livrăm și suntem pregătiți să le ducem dacă e nevoie. În momentul de față, autoritățile recomandă folosirea de apă doar pentru băut, gătit sau pentru animale. Nu se recomandă udatul grădinilor sau folosirea apei pentru umplerea piscinelor sau pentru spălatul mașinilor, a mai precizat prefectul Rudolf Stauder.